Comuna Ciurea a fost gazda celui de-a treia ediții a pieței metropolitane Iași. În parcul memorial Ciurea 1917 au fost prezenți peste 30 de producători locali. Legume proaspete avem diversificat din toate câte, cât mai e, în funcție de sezonul pe care îl vedem că este destul de rece. Roșiile sunt foarte gustoase. În general, producem o gamă variată de legume, îi așteptăm cu drag și în piață, la Nicolina. Ce miere aveți astăzi pe tarabe? Deci am mai multe sortimente. Poliflora este mierea cea mai vândută și cea mai căutată. Am salcâm, am tei, am rapiță, am o miere deosebită care este mierea de mană, deși e un amestec de poliflora cu mană. S-a schimbat gustul mierii pentru apicultor. Deci pentru apicultor mierea e amar de dulce. În sensul că de la zi la zi, de la an la an, mierea se obține mai greu pentru că natura nu mai e pe coordonatele ei normale. Pastrămioară, salam, bacon, din pui pastramă, de oaie, cârnăciori, pastramă de oaie, iepure, rață afumată. Cei care au vizitat piața metropolitană au plecat încărcați cu roadele toamnei. Cam toate foarte bune. Am luat ieri, am gustat extraordinar de bun. De asta am venit înapoi să mă ineau. Pastrama foarte bună, cârnăciorii foarte buni, ăștia iarăși foarte buni. Cotlet, nu spun slăninuța, foarte bun. Într-adevăr, se merită banii. Struguraș, struguraș. Da, cât ați dat pe ei? Da, da, 7 lei. Și ce mai aveți în pungă acolo? Văd că aveți miere și miere. Bine. Da. Cât 13 era la mic, 26. Cum sunt prețurile aici la piață? Măi, pentru vremurile astea încă binișor. Albina cât umblă ca să strângă mierea. Îți place lucrul manual? Da. Ce culori ai ales să-ți faci brățara? Roz, negru și... Și maro? Maro. Astea sunt culorile tale favorite? Da. Pe lângă producătorii de fructe, legume sau carne, oamenii au putut cumpăra și produse din piele, din lavandă sau au putut să își facă tatuaje din henna. Procesul începe de când eu fac pasta de henna în casă. Pasta este naturală, o fac cu pudră de henna organică din Rajasthan, India, și o amestec cu ulei esențial de lavandă, produsă local, aici în Iași, cu apă și cu zahăr. Apoi... Ritualul, henna este ritualică în general. Asta înseamnă că femeile când își fac un tatuaj henna se simt speciale. Noi suntem un brand care am luat naștere în 2011 și avem produse din piele, lemn și hârtie. Lucrăm de câțiva ani cu aceste materiale pentru că ne sunt dragi și clienții noștri au cerut de-a lungul timpului foarte multe daruri cu personalitate și personalizate. Ulei esențial, ape florale, sare de baie, săpunuri, sirop de lavandă, toate produse extrase într-o cultură ecologică. Unde aveți cultura? Cultura este în Movilen, județ Iași, lângă Delta Moldovei. Avem peste 30 de producători locali, meșteșugare, ateliere pentru copii. Avem produse de la lactate, brânzeturi, carne, legume, fructe, cătină și așa mai departe. Este, cum am specificat la început, a treia ediție. Următoarea ediție a pieței metropolitane, desfășurată în Comuna Ciurea, ar urma să fie organizată în luna noiembrie. Din discuțiile cu conducerea Asociației Zona Metropolitană Iași, da, dorim să continuăm și să reprogramăm pentru noiembrie. Considerăm că, pe de o parte, și producătorii sunt promovați și, pe de altă parte, așa cum spuneam la început, cetățenii au de câștigat că au produse bune și aproape de casa lor. Primele două ediții ale evenimentului Piața Metropolitană au avut loc în Holboca și Bârnova.